Dacă nu știați, vă spun că Matinalul este o emisiune de infotainment, informații și entertainment, și acum o să migrăm așa puțin către zona de entertainment, pentru că avem imagine în premieră de la petrecerea de logodna Simonei Halep. Vineri, jucătoarea de tenis a căsătorit civil în mare secret cu iubitul său, Tony Iuruc. Cei doi sunt împreună de mai bine de 3 ani. Pentru Simona este primul mariaj, în vreme ce soțul sportivei se află la a treia căsătorie. Petrecerea cu zeci de invitați ai Simonei Halep cu Tony Iuruc nu a fost lipsită de muzica machedonească live. Nunta mult așteptată va avea însă loc în septembrie și abia așteptăm și noi imagini de la nunta propriu-zisă. Sunt convinsă că o să fie o nuntă fastuoasă. Iar mai departe rămânem tot așa în zona de entertainment cu niște picanterii, pentru că ne place să ne mai uităm și să vedem ce și-au mai cumpărat vedetele de la noi. Ana Maria Prodan nu a stat pe gânduri și și-a făcut un cadou pe măsura celebrității ei. Soția lui Laurențiu Reghecanf și-a cumpărat un bolid de lux de aproximativ 300.000 de euro la scurt timp după ce s-a mutat în Dubai. Ana Maria locuiește în apartamentul lăsat moștenire de mama ei, regretata cântăreață de muzică populară Ionela Prodan, scrie digisport.ro. Ea se plimbă pe străzile din Dubai cu noua sa mașină și spune că a ales să se mute în Emirate pentru a scăpa de stres. Și mai departe, rămânem în zona de entertainment și, așa cum v-am promis, ne întâlnim cu un artist pe care l-ați mai cunoscut la matinal, dar e bine să vi-l reamintim. Eu zic că merită, doamnelor, să rămâneți pe frecvență. Are și o piesă nouă, se numește Până Joi. O să ascultăm și noi imediat, dar prima dată aș vrea să-i spun lui Edi Alexandru bună dimineața și bine ai revenit. Bună dimineața și bine v-am regăsit. Ia să-mi spui tu mie ce ai mai făcut de când nu ne-am mai văzut, că nu ne-am mai văzut de mult timp. Ai avut suficient de mult timp să faci foarte multe lucruri. Da, în mare. Am fost la mare. Bine, ne-am tu distrat. Ești de la mare. Da. Mă rog, sunt cu facultatea acolo, dar e ok. Practic, ești băștinaș deja. Da, da, da. Am fost în vamă, ne-am distrat, am filmat clip. Mamă, pentru piesa nouă. Da. Așa, mai zi, mai torturează-mă un pic. Și eu vreau să plec în vamă duminică, deci e ok. Super. Am scris piese noi, dar cel mai important, ne-am distrat. Povestește-mi puțin despre noua melodie, că mi s-a părut super interesant ce am citit despre ea. Da, este o poveste inspirată din fapte reale, din ce am observat, am fost fine observatori. E vorba de o poveste de dragoste care s-a consumat într-o săptămână. De joi până joi? De joi până joi, da. Acolo au fost cele mai intense trăiri. Păi și cum i-ați observat pe oamenii ăștia doi care... De la distanță, nu ne-am băgat în seamă prea mult, dar ni s-a părut foarte interesant și am intrat în pielea lor cumva. Și cum ți s-a părut să cânți despre o astfel de poveste care s-a și întâmplat? Sincer, acum când am... după ce s-a terminat piesa, mi-am intrat atât de mult în rol încât parcă am trăit și eu odată cu ei și nu știu, m-am bucurat așa de starea pe care mi-a oferit-o. Fanii ce au spus când au ascultat melodia? Se bucură toată lumea. S-au regăsit și ei în versurile da, melodiei? Da, majoritatea, da. I-aș fi curioasă să aflu dacă și telespectatorii noștri se regăsesc în versurile melodiei, da. Așa că îți propun să ascultăm melodia până joi. Sigur. Și sigur. Nu neapărat până joi, până peste 5 minute așa maximum să ne revedem aici în platou cu tine, să te mai descos puțin. Da. Îl ascultăm acum pe Edi Alexandru și melodia sa până joi și revenim foarte repede aici în platou. Nu te mai preface, nu uită-mă. Mai bine lasă-mă să cânt despre noi în fiecare seară, fiecare joi. Nu te mai ascunde, nu uită-mă. Stau chiar în fața ta, mai bine uită-te la mine o secundă. E ultima secundă dintre noi. Arde în piele, arde numele meu. Nu mai văd iubire nici în zâmbetul tău. Mai bine rupe-te din mine. Mai bine zâmbete în soare decât lacrimi în ploi. Că ploaia dacă vine, vine până joi. No, no, no. Mai bine rupe-te din mine. Mai bine zâmbete în soare decât lacrimi. Că ploaia dacă vine, vine până joi. No, no, no. Mm-hmm.
ce? De ce să inventăm iubire când nu e? De ce să doară, simt de ce să doară? De ce să-mi pară că e joi seară de seară? Dușul arde în piele, arde numele tău. Vreau să fii cu mine doar în cântecul meu. Mai bine rupe-te din mine, mai bine zâmbe-te în soare decât lacrimi în ploi, că ploaia dacă vine, vine până joi, no, no, no. Mai bine rupe-te din mine, mai bine zâmbe-te în soare decât lacrimi în ploi, că ploaia dacă vine, vine până joi, no, no. Am dus așa puțin cu gândul către vama veche, am recunoscut baldachinele colorate de acolo și am văzut și răsăritul pe care n-ai cum să-l confunzi, știi clar când e răsăritul din vamă. Aș vrea să te întreb cum a fost la filmări, cum te-ai simțit. Că a fost așa ca o vacanță, nu? Ne-am distrat foarte tare, nici n-am simțit că am muncit, că am avut și niște probleme. Mă rog, toată lumea a avut în perioada aia în vamă. A fost invazie de... buburuze. Și albine. Nu dar cred. Care nu ciupeau, erau unele mici, dar noi nu știam că nu ciupesc, ne-am panicat puțin. În fine, am mers mult în spre finalul plajei, cum ar fi. Practic v-ați dus spre 2 mai. Da, da, da. Și n-am fost atenți așa pe lângă noi. Și când ne-am uitat așa în jos, toamne, eram plin de la gât în jos de albine. Wow. Da. Erați îmbrăcați în galben cumva? Nu. Nu? Deci nu mai are legătură. Da, n-are nicio treabă, erau peste tot. Cât timp v-a luat să filmați clipul? O zi întreagă, cam așa? Vreo 2-3 zile. Am fost în mai multe părți așa. Și zi-mi și mie cu răsăritul, că mi-ai zis că tu nu l-ai prins? Da, eram obosit după filmări, eu nu l-am mai prins. S-a prins Andy răsăritul, el e mai matinal așa. Și cred că e și mai romantic, nu? Și mai romantic, clar, clar. Tu te consideri romantic sau ești mai degrabă pragmatic așa? Cred că sunt mai mult îndrăgostit de viață, de senzații, nu știu. Interesant. De momente. Da. Ce planuri ai pe mai departe? Ce vrei să faci? Uite, vara... Că am ajuns la jumătate, cumva am trecut de jumătate, dar mai avem de celebrat. Sincer, vreau să celebrat. Mă bucur de cât am mai rămas din vară și după să ne apucăm și mai tare de muncă. Noi și acum muncim, dar e mai casual, așa. Ce-ți propui în restul ăsta de vară? Vrei să pleci pe undeva? Ai vreo destinație? Cred că tot vacanță, în vamă, da. Tot în vamă? Da, cred că tot în vamă o să ajung. Care e stațiunea ta preferată de la noi de pe litoral? Vamă, nu? Fără discuție. Ai fost și pe plajele celebre, Vadu, Corbu, unde merge toată lumea acum și filmează multe clipuri? Am fost, dar nu am apucat anul ăsta. Sincer, îmi place și să mă distrez când mă duc. Îmi place viața de noapte și nu... La Corbu nu prea e. Dar zi-mi și mie cum e acum în ultima perioadă, că eu n-am înțeles. I-am prins, de exemplu, am fost în vamă în iunie și petrecerea s-a oprit la ora 12. Da, acum am înțeles că se oprește la 2. Noi când am fost tot la 12 s-a oprit, adică... Dar fiind în vamă, a continuat pe plajă, nu a fost nicio problemă. Am înțeles. E. Cu chitări. Uite, mai e și asta o variantă, nu mă gândisem. Da. Ai stat vreodată la cort în vamă? Da, chiar acum am fost. Am stat la cort toți. Foarte tare. Cred că știu și unde a stat în camping la cort, nu? Da. Știu unde ați stat, acolo unde o să stau și eu. Da. Este cel mai celebru camping de acolo. Sincer. Și e zona aia așa, cumva, între zona de confort și ați ieșit din zona de confort, că da, practic da, ai da, și da. Dușuri, ai tot ce trebuie, exact, dar totuși stai la cort. Ei, da, am ghicit, nu-i așa? Hai că-mi spui după aia dacă da, e. Da. Până una alta, aș vrea să te întreb dacă pregătești o nouă lansare. Ai ceva să ne mărturisești da, în premieră? Da. Urmează o lansare în august acum. E tot despre vară. E tot o poveste de dragoste. Asta e mai personală, că oarecum am și trăit-o. Mă rog, sper să rezoneze toată lumea cu ea. Nu-mi spune mai multe, te aștept în emisiune să-mi povestești în momentul în care apare și melodia și videoclipul și îți mulțumesc tare mult că ai venit astăzi, mult succes pe mai departe. Sigur, și ne vedem în vamă. Da. Să știți că vrem să vă înseninăm puțin ziua în această dimineață și vrem să vă arătăm cum s-au pregătit alții pentru Jocurile Olimpice și când spun alții mă refer la veverițele sportive pe care vă invit să le urmăriți chiar acum.
Aceste imagini amuzante sunt opera fotografului Geert Wegen. El creează scene haioase prin interacțiunea unor veverițe din grădina sa cu obiecte mici, care imită recuzita necesară probelor olimpice. Suedezul în vârstă de 52 de ani a venit ideea aceasta în timp ce urmărea sfârșitul campionatului european de fotbal. Fiind prea târziu pentru a realiza filmulețe cu veverițe care imită campionatul, s-a gândit să facă, în schimb, o serie de clipuri cu teme olimpice. În materialele realizate există 10 veverițe diferite, iar pentru a le determina să aibă încredere în el, Geert se mișcă încet și este extrem de tăcut. Apare des în grădină, astfel încât micuțele animale să se obișnuiască din ce în ce mai mult cu el. De asemenea, a nu le acorda atenție uneori și a se preface că este preocupat de alte lucruri ajută foarte mult. Desigur că încrederea vine mult mai ușor când le oferă mâncare. Opțiunea YouTube Shorts, proaspăt lansată și în România, se vrea fi un competitor direct pentru TikTok. Vom vedea cât de repede va câștiga teren și câți dintre noi vom folosi această opțiune. YouTube a anunțat lansarea versiunii beta a YouTube Shorts, în România un nou tool pentru crearea de videoclipuri scurte de pe telefonul mobil. Lansat pentru prima dată în septembrie 2020 și disponibil inițial în 26 de țări, serviciul Shorts va fi utilizat acum în peste 100 de țări din întreaga lume, unde există și platforma YouTube. Their vertical videos 60 seconds or less and provide an easy, lightweight way to create. Plus, they connect you to YouTube's 2 billion users. Cu toate că videoclipurile scurte puteau să fie vizionate și anterior pe platformă, utilizatorii vor avea acces pentru prima dată la instrumentele de creație Shorts, care includ o cameră cu diverse segmente pentru combinarea mai multor decupaje video, posibilitatea de a înregistra cu muzică, de a alege setările de viteză și multe altele. Noile funcții oferă posibilitatea de a folosi conținut audio nu doar din alte videoclipuri scurte, dar și din videoclipurile încărcate pe YouTube. Utilizând noile funcții YouTube Shorts, creatorii de conținut pot să îmbunătățească foarte mult calitatea clipurilor pe care le urmăresc și, totodată, vor putea să renunțe ca videoclipurile lor lungi să fie remixate. Odată cu extinderea internațională a produsului, este lansat și un nou set de funcții, cum ar fi adăugarea de text în anumite puncte din videoclip, adăugarea automată de subtitrări în videoclipul scurt, înregistrare de până la 60 de secunde cu camera Shorts, adăugare de clipuri video din galeria telefonului la înregistrările realizate cu camera Shorts sau adăugarea filtrelor de bază pentru corecția culorilor în videoclipurile scurte. People are watching more and more shorts around the globe. The YouTube Shorts player has now surpassed 6.5 billion daily views globally. With its own separate viewing experience, think of it as an additional way for you to create and reach new audiences who've maybe never seen your content before. Shorts will have their own viewing experience separate from regular videos. And once viewers click into a short, they can scroll through to watch and enjoy more. Vrem să fie ușor și distractiv să creezi videoclipuri scurte, a spus Todd Sherman, manager global de produs pentru YouTube Shorts. Pe măsură ce dezvoltăm Shorts împreună cu creatorii și artiștii noștri, vom adăuga mai multe funcții pe care să le testeze utilizatorii, a mai adăugat acesta. La Campionatul Național de Atletism Junior, sportiva de la CSO Voluntari Cristina Ștefania Spânu, antrenată de Vlad Calfa, a obținut două medalii, una de bronz și una de argint, și pe această cale o felicităm și o felicităm și live, pentru că ea, alături de antrenorul ei, se află aici în platou alături de mine în această dimineață. Neața, bine ai venit, Cristina, și bine ai revenit! Bună dimineața! Mulțumim frumos pentru invitație! Și noi vă mulțumim că ați acceptat invitația. Ar fi trebuit acum, Cristina, să fii pe pista de atletism, să te antrenezi? Da. Da, aceasta chiar era o oră de antrenament, dar am amânat pentru a veni în emisiune.
Noi să știi că suntem recunoscători și îți mulțumim că ai venit. Ne-am dorit să te felicităm și să le arătăm și celor din comunitatea noastră, pentru că aș vrea să le reamintesc celor de acasă toată această poveste a Metropola TV. A început într-un singur loc în voluntar, dar acum ne vedem în toată țara și vrem să ne mândrim cu sportivii pe care îi pregătește CSO voluntari. Pe această cale te felicităm și aș vrea să te întreb cum a fost la campionat. A fost un concurs foarte puternic, dar m-a motivat și domnul antrenor mi-a fost alături și a avut încredere în mine și a fost totul bine. Aș vrea să îmi povestești puțin, Vlad, când ai întâlnit-o pe Cristina prima dată? Înainte să vin la voluntari, am fost antrenor la Făgăraș. Acolo am găsit-o. Ea făcea handbal de performanță și mi-a arătat-o un profesor cât de bine aleargă. Eu n-am forțat-o să vină către atletism și a văzut colegii, întâmplător a venit și fratele ei la antrenamente și oarecum a început să vină la orele de atletism și nu a mai plecat. În momentul în care am plecat de la Făgăraș, a venit după mine, ca să zic așa. Aș vrea să îmi povestești puțin, Cristina, la ce probe ai concurat? La campionatul național, da. Am făcut săritura în lungime, prăjină și pentru pregătirea alergării pe lan am făcut și viteză. Foarte interesant. Cum te antrenezi într-o zi? Care sunt, nu știu, etapele pe care le experimentezi într-un antrenament? Probabil că începi, bineînțeles, cu încălzirea. Începem cu stretching-ul, după facem alergarea, din nou stretching, specialele, iar apoi antrenamentul, începe antrenamentul în sine. Vlad, aș vrea să te întreb cum este interacțiunea ta cu Cristina? Cum ai descrie-o din punct de vedere sportiv? Este motivată? Este ambițioasă? Este foarte motivată și foarte ambițioasă, pot să spun. Este receptivă în ceea ce privesc antrenamentele. Tot timpul întreabă, tot timpul este o fire curioasă. Este mult mai deschisă ca alți colegi de-a ei și tot timpul vine către mine și mă întreabă ce are de făcut la sărituri, la prăjină, la probele de viteză. Mai sunt și momente în care trebuie să intervin pentru a-i capta atenția, dar în mare parte, cred că asta o caracterizează. Este foarte curioasă față de ceea ce face. Cristina, de când ai ajuns la CSO voluntar, cum te-ai dezvoltat? Cum te-a ajutat mediul de acolo să te dezvolți din punct de vedere sportiv? Foarte bine, adică am început, înainte eram foarte rușinoasă, acum nu mai sunt rușinoasă și întreb orice. Eram foarte tăcută, acum am început să vorbesc cu oricine și să mă prietenesc cu oricine și da. Simți că ai parte de susținere acolo? Da, da, din partea tuturor, atât al domnului antrenor, al colegilor, domnului director, ne este foarte alături și ne susține mereu. Care sunt planurile tale pentru viitor? Ce ți-ai dori? Prima dată vreau să ajung la Balcaniada la anul, la Balcaniada de Junior 2 și după să vedem. Vlad, pentru Cristina, tu ce ți-ai dori? Tu îi cunoști cel mai bine potențialul și știi dacă poate să meargă și mai departe de Balcaniada, iată. Eu zic că poate să meargă și mai departe de Balcaniada, ba chiar să se califice la un campionat european. Chiar la concursul, am avut un concurs precedent de pregătire, nu pentru medalii, am avut un concurs de probe combinate și a excelat foarte tare la proba de viteză, cât și cea de sărituri, unde este și pregătită. Am mers un timp la 200 de metri, care poate pune probleme și la juniorele mari. Asta arată că este o sportivă de viitor, mereu este pe progres și în alți ani cu 5,00 m câștigai medalie la junioare 3, ea cu 5,40 m este vicecampioană, ceea ce arată că este o concurență destul de puternică la ora actuală, dar o pregătește și pe viitor. La un campionat european, balcanic, internațional, performanțele sunt mult mai puternice, iar ea, dacă se confruntă cu aceste performanțe, va fi pregătită pe viitor. Eu zic că o să reușească. Cristina, cum reușești să-ți gestionezi emoțiile? Păi respir, încerc să respir, să mă gândesc că sunt cea mai bună și că o să fie totul bine, iar așa încet, încet, încet să îmi treacă emoțiile. Vlad, care sunt performanțele cu care se laudă CSO voluntar din perspectiva ta în această perioadă? Căci înainte de a intra în direct, mi-ai făcut o mărturisire. A fost un an neașteptat de bun. Adică în weekendul ăsta am luat 3 medalii naționale. Felicitări!
A luat colegului Voinea Sorin, a luat medalie la tineret și la seniori, cât și Fotac Ionuț, a luat medalie de bronz la categoria lui de vârstă. Aceste medalii nu sunt întâmplătoare. Este clar că ceea ce facem pe pista de atletism dă randament. La fiecare concurs național, la ora actuală, noi venim cel puțin cu o medalie acasă. Performanțele chiar au crescut. Avem susținerea clubului, cât și a primăriei orașului voluntari. Noi nu am avut sector de prăjină, de exemplu. Așa s-a apucat ea de prăjină. Ne-a plăcut foarte mult proba, a avut potențial. Am avut rugămintea și cererea către club, au răspuns imediat, ne-au făcut sector de prăjină, ne-au cumpărat o prăjină și asta arată că suntem susținuți în a face performanță. Acolo unde există infrastructură, există și performanță. Cam asta este adevărul. Nu poți face fără un minim de materiale. Și am dovedit că avem tot ceea ce ne trebuie ca să putem lua și o medalie la prăjină. Avem, cred că, 6-7 antrenamente de prăjină și deja avem medalie. Asta este fascinant și aș vrea să te felicit, Cristina, pentru performanțele tale. Sunt curioasă, aș vrea să te întreb care sunt probele care ți se par cele mai dificile. Ai vreo probă pentru care te pregătești poate mai mult decât pentru altele care îți vin mai ușor? La lungime este o probă foarte dificilă. Este mult de muncă și multă tehnică, multă viteză, forță, iar este o probă dificilă. Când îți dai seama că săritura ta este una foarte bună, în momentul în care te desprinzi de sol efectiv, îți dai seama în timpul... Da, în timpul săriturii îmi dau seama, iar după, dacă mă uit la antrenorului meu și este fericit, înseamnă că a fost o săritură bună. Aș vrea să te întreb de acum pe mai departe, Vlad, care sunt următoarele obiective? Noi mai avem acum un campionat național la Junior 1. E un campionat net superior ca vârstă pentru Cristina, dar mergem acolo pentru pregătire și nu se știe niciodată cât poate sări. Iar următoarea perioadă este sezonul de iarnă, ca să zic așa. Pregătim sezonul de iarnă, încercăm să ne facem baremul pentru Balcaniadă. În rest, va veni o perioadă de pregătire foarte intensă. Acum mă abat puțin, dar pentru noi este și o veste bună. Toma, care a mai venit aici, s-a calificat și la campionatele mondiale cu ștafeta României. Ieri am aflat, chiar seara târziu, și nu putem fi decât fericiți de aceste rezultate. Și oarecum rezultatele acestea mari pe care le-a avut, Toma, au fost un etalon pentru juniori, pentru cei mici care au venit din urmă, cum a fost și Cristina. Ajută foarte mult. Îl felicităm și pe Toma. Eu de fiecare dată când vorbesc cu el, are 3 nume și nu știu niciodată cum îi place lui să îi se spună, deci Toma. Rămâne Toma valabil de acum înainte. Chiar dacă este numele de familie lui, îi place să îi spui Toma. Așa au zis și copiii la școală și... Aș vrea, Cristina, să te întreb, te pomenea acum câteva momente, Vlad, de antrenamentele de iarnă. Cum reușești să te adaptezi în funcție de sezon? Căci acum, noi tocmai am anunțat astăzi că sunt temperaturi caniculare greu de suportat, de 42 de grade la umbră. Noi avem un bonus față de ceilalți atleți. Avem sala în care ne antrenăm, vara este, avem aer, este foarte bine, iarna la fel avem căldură și ne adaptăm cum trebuie sezonului. Cum arată o zi din viața ta? Te antrenezi zilnic? Da, în fiecare zi. Păi mă trezesc dimineața, mănânc, mă duc la antrenament, după mă întorc, mă odihnesc, mă relaxez, după din nou la antrenament, mă întorc acasă și mă plimb puțin sau mă odihnesc din nou. Și după din nou începe a doua zi. Cum resimți fizic stresul vieții de sportiv? Nu știu, ai și sesiuni de masaj, de recuperare, să poți să faci față stresului fizic la care ești supusă pentru competiții? E un stres. Da. Avem recuperare, avem pistoale de masaj, ne recuperăm și facem la gheață, intrăm la gheață de recuperare și da. Vlad, aș vrea să te întreb dacă în cazul Cristinei există și anumite restricții din punct de vedere alimentar. Intri și în acest sector al vieții ei? Da, cu siguranță. Văd că zâmbește. Deși este... dulciurile sunt problema, nu-i așa? Da. Este un mit că dulcele te ajută. Ciocolata la atleți este foarte nocivă, ca să zic așa. Pune ficatul la lucru, el fiind motorul organismului. Toată energia pe care ea trebuie să o consume trebuie să fie constantă, treptat.
nu dintr-o dată să aibă un acel boom, o explozie de calorii sau de glucide, după care intră într-o stare de oboseală. Trebuie să avem grijă cum mâncăm, să mâncăm carbohidrați care se elimină lent în sânge, proteina să fie de calitate, la fel și grăsimile să fie cele bune și cam atâta. Discutăm. Mai negociați. Da, negociem, că nu poți să ții 100% un regim alimentar strict. Vă mulțumesc amândurora pentru faptul că ați acceptat invitația noastră și că, iată, Cristina, ai renunțat la un antrenament pentru a fi prezentă astăzi, dar ne-am dorit să te cunoască cei de acasă și îți dorim mult succes și ție și lui Vlad. Mulțumim. Mulțumim frumos. Timpul ne-a demonstrat că veți reveni la noi în platou cu noi și noi performanțe, cu siguranță. Așa că vă așteptăm cu drag. Mulțumim cu tare siguranță. Mult. Mulțumim mult. Mai departe aș vrea să îi revedem pe gândăcei de internet și să știți că ne vor povesti în această dimineață despre o capodoperă neterminată din Barcelona. Sunt convinsă că ați ghicit, este vorba despre Sagrada Familie, este o construcție fabuloasă pe care o poți privi ore în șir fără să o epuizezi și vă invit să urmărim mai departe mai multe informații despre această capodoperă a lui Gaudi pe care s-ar putea să nu o vedem niciodată terminată de fapt. Salutare gândăcei! Astăzi o să vorbim despre Sagrada Familia sau Temple Expiatorii de la Sagrada Familia, aceasta fiind denumirea oficială în catalană. Basilica de la Sagrada Familia este o mare basilică romano-catolică, neterminată, situată în districtul Eixample din Barcelona, Catalonia, Spania. Impresionantul monument a fost proiectat de arhitectul spaniol-catalan Antoni Gaudí, pe numele său complet Antoni Placid Gaudí i Cornet, născut la 25 iunie 1852 și decedat la 10 iunie 1926 în urma unui nefericit accident de tramvai. De-a lungul carierei sale, Gaudí a fost susținut de către Eusebi Güell, un industriaș bogat pentru care a creat în 1889 Palau Güell, clădire care a fost înscrisă în patrimoniul mondial al UNESCO împreună cu alte opere ale sale, cum ar fi Casa Mila, construit în 1907, dar și Parcul Güell, amenajat între 1900 și 1914. În 1883 a început construcția Catedralei Sfintei Familii, adică Sagrada Familia, catedrală finanțată exclusiv din fonduri publice, și a continuat să lucreze la acest proiect până la moartea sa din 1926. Catedrala este și astăzi în lucru, iar finalizarea sa este preconizată pentru anul 2026, când se vor împlini 100 de ani de la moartea arhitectului. Dar haideți să ne întoarcem puțin în timp și să vedem de unde a pornit totul. În secolul al XIX-lea, artele și arhitectura au fost afectate în mod semnificativ de industrializarea care a înlocuit procesele artizanale și a făcut produsele mai economice prin producția de masă. Până atunci, frumusețea nu era o preocupare a sectorului industrial, așa că multe lucruri au început să devină practice, dar nu foarte estetice. Confruntându-se cu acest lucru, industria artelor și artiștii au răspuns cu diferite mișcări, dintre care unele erau ancorate în procese artizanale sau revisionismul istoric, adică în atașamentul față de estetica și resursele din trecut. Modernismul, pe de altă parte, a fost o mișcare care a căutat să profite de cele mai bune resurse ale erei industrializate. Prin urmare, mulți artiști și arhitecți au început să exploreze cu materiale și tehnici noi, căutând să recupereze simțul gustului și al frumuseții. Apoi toate aceste încercări s-au putut observa în stiluri personale adoptate de fiecare în parte. Un lucru interesant este acela că ideea construirii catedralei Sagrada Familia nu i-a aparținut lui Gaudí. Primele schițe ale catedralei au fost preluate de acesta de la un vânzător de cărți, foarte cult, dar și credincios, pe numele său Josep Maria Bucabela. Dorința acestuia era să ridice o biserică pentru ispășirea tuturor păcatelor epocii și a fost inspirat în construirea acesteia după o vizită la Vatican în anul 1872, când a văzut Basilica La Loreto. Istoricii spun că ideea sa a fost inițial respinsă, dar cu toate acestea, Bocabella i-a încredințat arhitectului Francesc de Paula Ivilar proiectul de a construi un templu de rugăciune care să fie diferit de toate celelalte. În anul 1876, Bocabella a început să caute un teren pentru a ridica catedrala, deși avea un buget foarte redus, dar într-un final a reușit să achiziționeze terenul în anul 1881.
Astfel, proiectul a fost început de Vilar în anul 1882, având un stil neogotic convențional, și în ziua Sfântului Iosif, episcopul Morgades a pus piatra de temelie a monumentului. Din păcate însă, sau din fericire, divergențele de natură tehnică legate de costul materialelor au dus la demiterea lui Vilar și la alegerea altui arhitect aflat la început de drum pe vremea aceea. Astfel, Antoni Gaudi a preluat conducerea proiectului în anul 1883 și i-a dat o nouă direcție, transformându-l într-un templu cum nu s-a mai văzut până atunci. Întregul monument este proiectat din două axe fundamentale care l-au inspirat pe arhitect, și anume creștinătatea și observarea naturii. Astfel, basilica are trei fațade, fiecare având propria simbolistică: fațada nașterii, la est, fațada patimilor, la vest, și fațada gloriei, la sud. Fațada nașterii, care poartă cel mai pregnant amprenta lui Gaudi, are trei portaluri ce semnifică virtuțile credinței, speranței și compasiunii. Figurile de pe portalul compasiunii sunt sculptate din măștile mortoare ale cetățenilor din Barcelona și ale constructorilor care au muncit la ridicarea edificiului. Gaudi dorea astfel să le aducă propriul omagiu, proiectându-i în eternitate. Planurile catedralei mai prevăd un total de 18 turle sau turnuri. Cele mai înalte sunt reprezentări ale Fecioarei Maria și ale lui Iisus Hristos. Următoarele patru reprezintă evangheliștii, iar cele 12 mai mici îi întruchipează pe apostolii lui Iisus. Acesta a fost simbolismul inspirat din credință, dar și simbolismul inspirat de natură este prezent peste tot în Sagrada Familia. Structura interioară este susținută de coloane uriașe care au formă de copaci cu ramuri și noduri, pentru a-ți da sentimentul că te afli într-o pădure. Unele coloane au la bază câte o broască țestoasă pentru a arăta legătura dintre pământ și mare, iar scările au formă de cochilie. Gaudi credea cu tărie în perfecțiunea formelor naturale și de aceea le includea în creațiile sale, afirmând că nu există linii drepte sau colțuri ascuțite în natură. Prin urmare, clădirile nu ar trebui să aibă linii drepte sau colțuri ascuțite. În interiorul construcției sunt o mulțime de ferestre, iar vitralile sunt pictate în diverse culori pentru a crea o atmosferă diferită în funcție de momentul zilei și a direcției de unde bate soarele. Arhitectul a dorit ca atunci când oamenii aflați în catedrală vor privi în sus, lumina ce pătrunde prin tavan să le amintească acestora de lumina soarelui care pătrunde printre copaci în pădure. În plus, lumina este un element de construcție, dar în același timp este încărcată cu sens. Gaudi a proiectat iluminarea catedralei și pentru a aprofunda alegoriile spirituale, nu numai pentru a ilumina spațiul din punct de vedere funcțional. Acesta a folosit vitralile colorate care oferă efecte emoționale, în acest caz urmând inspirația artei gotice. Astfel, fațada nașterii Domnului primește lumina zorilor ca simbol al nașterii lui Isus. Fațada patimilor primește lumina serii sau a apusului ca o metaforă a morții lui Isus și fațada la gloria primește lumina zilei care luminează naosul central în toată splendoarea sa, fiind un simbol al învierii. Impresionanta clădire poate fi văzută de absolut oriunde din Barcelona, iar mozaicul de sticlă de deasupra, care reflectă lumina soarelui și a lunii, conferă puncte de reper chiar și marinarilor. Interesant însă este și faptul că Sagrada Familia a fost proiectată de Gaudi în așa fel încât să măsoare 170 de metri, adică cu un metru mai puțin decât dealul Montjuïc, care este cel mai înalt punct natural al Barcelonei. Gaudi fiind de părere că nicio construcție omenească nu trebuie să fie mai înaltă decât lucrarea Domnului. Un alt lucru neobișnuit este și acela că, în loc să facă planuri, Gaudi a realizat modele tridimensionale cu care a dirijat proiectul. Una dintre tehnicile sale a fost crearea de volume, folosind un sistem pendul. Mai mult de atât, arhitectul așeza o oglindă sub modelele realizate și în acest fel analiza imaginea inversată pe care o oferea reflexia, ceea ce a permis să conceapă și să vizualizeze structura clădirii. Gaudi s-a ocupat activ de construcția catedralei până în 7 iunie 1926, când a fost lovit de un tramvai în timp ce traversa un bulevard din Barcelona. Datorită rănilor, acesta a decedat pe 10 iunie și a fost înmormântat pe 12 iunie în cripta din interiorul catedralei. La momentul decesului lui Gaudi, doar un sfert din măreața construcției era gata. Lucrările au continuat însă, dar în 1936, după răscoala provocată de războiul civil spaniol, un atac efectuat de anarhiști
împotriva proiectului, a distrus modelele gipsate lăsate de Gaudi, fotografiile, dar și schițele acestuia. Această distrugere ducând, bineînțeles, la mari întârzieri în construcție. Ulterior, arhitectul Luis Bonet Igari a reușit să recupereze câteva vestigii și rămășițe și să le recondiționeze. Apoi, din puținul recuperat, Bonet împreună cu arhitecții Francesc Quintana și Isdre Puig Boada au reușit să reconstruiască câteva modele ce au ajutat la reluarea construcției. Cu toate acestea, complexitatea proiectului conceput de Gaudi și absența unor schițe sau a planurilor originale au întârziat proiectul mai mult decât s-a anticipat inițial. Potrivit experților, majoritatea soluțiilor arhitecturale sau structurale concepute de Gaudi nu au fost niciodată implementate, astfel încât structura catedralei Sagrada Familia a fost în sine o teză de construcție în curs de dezvoltare. Sperăm însă să nu se decaleze termenul de finalizare și să o vedem terminată în anul 2026. Am revenit și ne-am propus în această dimineață să încheiem emisiunea cu cântec, pentru că așa ne place nouă cel mai și cel mai mult, să vă dăm o stare de bine pe final, să vă bucurați alături de noi și am decis în această dimineață să mă întâlnesc și cu un prieten vechi, cu Marius Văduva, care este producător muzical, pe care eu l-am cunoscut într-un context mai amplu, să-i spunem, și el a venit în această dimineață alături de artistul Romy G, care ne va încânta cu melodia Al nostru vis și vreau să văd care este al lor vis. Bună dimineața, băieți, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Mă bucur să te cunosc și mă bucur să te revăd. Și eu la fel. Și o să ne bucurăm și de melodia voastră în cele ce urmează, dar până una alta vreau să vă descos puțin. Pe Marius să-l mai cunosc așa, așa că o să încep cu tine și o să te întreb când ai început să cânti, când ai descoperit că ai talent și cine te-a îndrumat în zona asta. Păi cam toți oamenii din viața mea m-au îndrumat să cânt, dar nu a fost neapărat o descoperire. M-am născut cu talentul ăsta pentru că în familia noastră toți cântă și tata a cântat și a avut formație în tinerețe și cred că i-am pășit pe urme, ca să zic așa. Am început oficial să cânt la vârsta de 6 ani. Atunci a fost și vârsta când am luat prima oară chitara în mână. La 9 ani am compus prima piesă, care era o piesă de Crăciun. Mama făcea cozonaci și practic, ăsta a fost începutul traseului meu muzical. Ce frumos! Practic, ai călcat pe urme tatălui tău, dar puțin și pe urmele lui Mozart, chiar dacă nu la 3, la 9 ani, dar o compoziție, da. Prima compoziție la 9 ani e ceva. Da, foarte așa frumos. Este. Marius, tu ce faci? Cum ești? Ce ai mai făcut? Zi-mi despre tine. Și eu, ce să spun, aceleași lucruri, tot studio, concerte. În ultima vreme am fost și eu plecat o perioadă. Că s-a nimerit, el a venit din Olanda, eu m-am întors din Canada, am fost plecat 2 ani în Canada, tot cu muzică, am lucrat tot în domeniu și aceleași, să spunem, preocupări pe care le aveam atunci când am lucrat, nu mai știu exact când am avut noi ultima colaborarea. Ultima noastră întrevedere a fost la concertul Mariei Coman. Acum mult timp, cred că au trecut mult. 2 ani. 2, nu, chiar mai 3. Mult. Mai mult, sigur. Dacă tot 2 ani ai fost în Canada, da, da. 3 cred că au trecut. Sigur. Interesant, da. Să ne reîntâlnim așa după mult timp. Voi doi cum v-ați cunoscut? Uite, eu pe Marius l-am cunoscut la Horia Brenci. Eu tot la Horia Brenci l-am cunoscut. Horia Brenci e omul de legătură dimineața. Este, da, omul care pune oameni în mișcare. Horia a început acum un an jumătate cu, nu știu dacă ți-ai auzit de Academia Horia Brenciu, Academia de Arte Horia Brenciu. Și acolo am fost îndrumat de cineva să iau parte la cursul de stage coaching și așa s-a întâmplat. Acolo l-am cunoscut pe Marius și m-a fost Marius. Da, a venit Romy, a luat chitara, a cântat, că așa e, cum se întâmplă acolo. Vin elevi, interpreți din întreaga țară, ne cântă, primul lucru, ne cântă și noi urmează să ne dăm, să spunem, le dăm sfaturi, le spunem ce ar trebui să facă. Nu o să intru în detalii, dar a venit Romy, a luat chitara, a cântat și a cântat o piesă. Toți am zis, mai cântă una. Înțeles, o, da. Frumoasă reacție. Noi suntem 3, cum ar veni, ascultăm acolo. Sunt eu, Horia și mai este profesoara de canto. Și am ascultat atunci, dacă mi-aduc bine aminte, 3 piese pe care le-a cântat el și m-am simțit, de fapt, cred că toți am avut același sentiment, ne-am simțit ca la un concert.
Primele, să spunem, cuvinte pe care le-am spus, i-am spus: Romi, tu câte piese ai așa scrise? Și mi-a zis: păi multe, vreo 15-16. Ok, trebuie să intri în studio, trebuie să intrăm în studio, asta i-am spus eu atunci. Ulterior ne-am întâlnit în studio. De obicei când vin oamenii la studio îmi spun exact ce vor. Vreau piesă să ajungă la radio, vreau să ajung la TV, vreau să fac jazz, vreau să fac... El mi-a spus foarte clar, mă, vreau să fac muzică, nu am un țel anume să fac bani sau ceva de genul. Am zis, vreau să fac muzică și am început să cântăm cu pian, chitară și am descoperit că el e ca un, să spunem, exact așa am spus, mă, tu ai două sacoșe mari, pline cu material muzical, dar trebuie să ai răbdare să le dai pe rând, pentru că dacă dai tot așa dintr-o dată, să spunem, să vergi tot ce ai, lumea s-ar putea să nu înțeleagă. Adică trebuie urmat foarte, să spunem, minuțios drumul ăla spre a promova piesele. Și am scos două piese, probabil ca nimeni altcineva în pandemie, a făcut două piese anul ăsta, au fost scoase și urmează să lucrăm, că are foarte multe, să spunem, idei, are multe... Într-adevăr, e un mic Mozart, ce pot să zic. M-am amintit foarte bine paralela între tine și Mozart. Al nostru vis este prima voastră colaborare sau a doua? Cred că le-am început pe amândouă. Cum a fost, că nu mai știu. Nu, este a doua. Noi ne-am propus un proiect destul de larg. O să avem și o lansare de album, sperăm anul viitor. Și în momentul în care am început... Marius m-a întrebat, ok, ce piese ai? Ce piese ți-ai dori să lucrăm? Cu ce ți-ai dori să începem? Și atunci am cântat câteva piese și practic n-am tras la sorți, efectiv am ales. Dar Rămâi a fost prima piesă la care am lucrat și am lansat-o. Aș vrea să ascultăm în această dimineață, pentru că i-am tot momit pe cei de acasă, să ascultăm melodia al nostru vis. Mă tot gândesc care e al vostru vis, o să vă întreb și treaba asta după ce ascultăm melodia și vă rog să rămâneți aici și voi să rămâneți alături de noi. Ascultăm al nostru vis, revenim imediat să-i descoasem puțin pe băieți să ne spună până la urmă care este acest vis. Al nostru vis. Eram pierdut când te-am zărit, m-ai luat în viața ta zâmbind. Mi-ai oferit tot ce-am pierdut, iubire pură la început. Din rupturi de nori mai vine. M-ai strâns la piept când noi plângeam, iubire pură îmi șopteai, și că niciodată n-ai să dispari. Eu ascultam, te admiram și învățam să te iubesc. Zi de zi mai mult să mă dăruiesc, dar am făcut multe greșeli. Ne-am distanțat, parcă a fost ieri, când ne spuneam că ne iubim și că împreună vom reuși. Dar ai plecat și ai uitat de tot ce
nostru vis. Dar ai plecat și ai uitat de noi ce-a fost acum odat. Când ai plecat, ai spulberat al nostru vis, 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 al nostru. Noi deja ne-am propus să ne reîntâlnim aici la matinal, dar în alt context oarecum, o să-l auzim pe Romy G în altă întâlnire cântând la chitară. Asta ne-am propus, să încercăm să vedem cum reușim să o scoatem la capăt. Aș vrea să vă întrebeți cum a fost la filmările pentru clip. Voi mi-ați povestit mie, dar aș vrea să audă și cei de acasă. A fost pe fugă. Da. A fost rapid și ne-am distrat asta în primul rând. Să menționăm că a fost filmat în plină pandemie și nu ne primea nimeni, n-a vrut să ne primească. Nicăieri. S-au schimbat locații, am fost așa pe... Adică, ca să fim așa pe foarte, foarte scurt, joi ne-a sunat cineva că ne-a găsit locația nouă și vineri am filmat. În câte ore? Câte ore a fost? Cam al nostru vis a fost filmat nici mai mult, nici mai puțin de 2 ore jumătate. Wow! Da. Da. Și a ieșit foarte bine. Mulțumim. Și așa, mulțumim ușor frumos. Cinematic. Da, asta e datorită regizorului, Marian Popescu, un om foarte talentat, care a primit foarte multe premii, chiar poate o să venim o dată când, altă dată, cu altă ocazie. Și a știut foarte bine să scoată, să spun, ce era mai bun din tot, din locație, din piesă, s-a mobilizat foarte bine. Altfel nu reușeam. Romy, a spus mai devreme colegul tău, minunatul pianist și violonist, așa cum au văzut și cei de acasă, că tu nu faci muzică pentru bani. Și aș vrea să te întreb, tu cum vezi industria muzicală din România? Eu... un cerc închis, poți să pătrunzi în această industrie, nu vrei să pătrunzi, vrei să fii tu pe drumul tău? Nu este, nu văd, nu privesc industria muzicală din România ca pe un cerc închis. În schimb, mi se pare că artiștii din România nu fac ce simt, de multe ori. Și eu, cel puțin, asta îmi doresc să exprimăm, nu doar prin cuvinte și melodie, dar și prin videoclip. De asta am mers pe varianta artistică. Vrem să expunem emoțiile care, de fapt, fiecare piesă o redă la rândul ei. Unde te vezi peste 5 ani? Cred că pe scenă. Mi-ar place să mă văd pe scenă peste 5 ani. Iar dacă ar fi să vorbim de al meu vis, mi-aș dori să ajung la Eurovision. Cam ăsta ar fi visul meu. Foarte drăguț. Marius, tu ce spui despre acest vis? Ți-ar plăcea să-l susții în continuare, să-și desăvârșească țelul? Cu siguranță mi-aș dori, că vorbind și lucrând, mi-am dat seama că avem cam aceleași țeluri. Eu am avut în ultima perioadă ocazia să lucrez cu foarte mulți copii, elevi, și mi-am dat seama că muzica poate schimba generații. Chiar piesele astea au fost, spre surprinderea mea, au fost apreciate până și de copii de clasa 6, a 7, a 8. Și dacă ar fi să zic așa o direcție pe care o văd pentru Romy, într-adevăr, cred că o să fie exact în direcția asta de a schimba, poate nu ne așteptăm să schimbăm lumea cu muzica noastră, dar cu siguranță va lăsa o amprentă undeva, într-un segment al generației următoare, poate. Pentru că ce am mai descoperit, mi s-a părut că sunt foarte, foarte mulți copii, adolescenți, care nu
nu au de ce să se agăța, să spunem așa, din România. Chiar asta mi-au spus ei, au spus, măi, de ce să ascult muzică din România? Nu se identifică până da, acolo. Exact. Nu, mai degrabă se agață, să spunem așa, din punct de vedere muzical, de ceva ciudat, românesc sau așa, decât să meargă spre comercial. Asta e ce am surprins eu și nu e un fapt, să spunem, pe care l-am tras așa într-o perioadă scurtă. Am lucrat câțiva ani și mi-am dat seama că e o chestie destul de sănătoasă, să spun așa, din punctul ăsta de vedere și m-am bucurat să lucrez cu romii și să ducem puțin, poate, altfel. Direcția și să schimbați perspectiva și să le oferiți copiilor, poate, un loc cald așa de suflet unde să se identifice și să crească frumos și vă aștept cu drag să reveniți în platou. Și noi cu drag. Vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația noastră de astăzi și mult succes pe mai departe. Și călătorie frumoasă în Olanda, căci am înțeles că te reîntorci acolo, dar vii în țară, motiv pentru care și noi revenim cu o invitație către tine când vii acasă să vii și la noi. Mulțumim! Mulțumim frumos! Mulțumim și noi! Mai departe aș vrea să ne întâlnim cu colega noastră, Iulia Bălușă, care o să ne spună ce este nou astăzi, ce s-a mai întâmplat. Bună dimineața, Iulia! Bună dimineața, Georgia! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vin cu noutăți pentru telespectatorii Metropola TV. Vorbim astăzi despre sistemul de educație din România și despre fața nevăzută a acestuia, procentul mediilor sub 5 de la evaluarea națională, care este aproape dublu în mediul rural față de mediul urban. Vom discuta cu specialiștii din domeniu care ne vor spune de ce am ajuns în această situație și românii vor avea parte de noi relaxări de la 1 august, iar pe de altă parte, specialiștii spun că de săptămâna aceasta începe numărătoarea inversă pentru valul 4. De ce declarațiile autorităților se bat cap în cap cu ale specialiștilor, aflați imediat. Iar la final vorbim despre varice, ce sunt ele și cum apar, dar mai multe aflați în câteva momente. Mulțumim, Iulia, în câteva momente vă veți reîntâlni cu colega mea și eu vă spun rămas bun, ne revedem mâine dimineață, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și aș vrea să mulțumesc pe această cale și Starshiners pentru ținuta colorată și vie din această dimineață, cam așa ar trebui să vă îmbrăcați, căci v-am anunțat 42 de grade la umbră din nefericire și vă doresc ca starea de bine să vă însoțească pe tot parcursul zilei și bineînțeles mâine dimineață la 9 să deschideți din nou televizoarele pe Metropola TV la matinalul Dimineț cu Georgia. Zi frumoasă tuturor! We'll be right back.